Afacere scandaloasă pusă la cale de primarul liberal Rareș Mănescu. După ce peste 2 milioane de euro din bani publici s-au investit în piața Valea Ialomiței, ea trece bucată cu bucată în curtea unui investitor de la partid, prieten din copilărie cu primarul. O parte din țăranii care își vindeau legumele în piață au rămas fără tarabe. Locul lor va fi luat de chioșcurile firmei Asalt, care păzește acum piața. Urmăriți un material filmat cu camera ascunsă. E incredibil. Cea mai mare porcărie. Și am avut două tarabe. Sunt producător, am solar, am teren. Și am cumpărat terenul la 40 de kilometri. Am vrut să închiriez un spațiu aici, mi-a cerut 2000 de euro. Prin intermediar. Nu se poate, frate, nu se poate. E incredibil. Țăranii au aflat de planul primarului de la funcționarii administrației piețelor. Mi-au spus că a fost făcut domnule, dar cum ați făcut dumneavoastră licitație, fără să ne întrebați pe noi? Poate și noi eram investitori, că suntem aici. Bun, și a fost cu dedicație. Pentru cine? Cine a câștigat? Nu știu cum s-au făcut dumneavoastră. E în PNL. E în PNL? Da. A, e omul mănâncă. Păi nu sunt, au făcut lăsă împreună. Și i-a dat cadou, piața. O angajată a administrației piețelor a confirmat telefonic afacerea, însă n-a fost în stare să dea detalii despre licitație. Apar niște magazine ale unei firme, Asalt, din câte am înțeles. Da. S-a ținut o licitație, a câștigat această firmă? Da, această firmă a câștigat. Păi unde s-a anunțat? În presă. În presă unde? Că noi nu am văzut un astfel de anunț pentru licitație. Că am fi fost și noi interesați să participăm. În presa locală. Nu știu să vă spun exact în ce presă. Piața Valea Ialomiței, care a fost refăcută de curând cu 2 milioane de euro din banii publici, era ultima administrată de primăria sectorului 6. Ne-au spus că a fost făcută licitație și mi-a spus, domnule, dar cum ați făcut dumneavoastră licitație, fără să ne întrebați pe noi? Poate și noi eram investitori, că suntem aici. Bun, și a fost cu dedicație. Pentru cine? Cine a câștigat? Asta cum s-a luat dumneavoastră? E în PNL. E în PNL? Da. A, e omul umanesc. Păi nu sunt, au făcut lăsă împreună. Și i-a dat cadou piața. Păi. Piața Valea Ialomiței, care a fost refăcută de curând cu 2 milioane de euro din banii publici, era ultima administrată de primăria sectorului 6. Toate piețele pe care le-au avut în administrație au preferat decât să investească în ele, să le dea pe șpagă, care sunt băgate 2 milioane de euro. S-au spus că vrea să ia bucăți din piață, să le soluționeze. O angajată administrației piețelor a confirmat telefonic afacerea, însă n-a fost în stare să dea detalii despre licitație. Apar niște magazine ale unei firme, Asalt, din câte am înțeles. Da. S-a ținut o licitație, a câștigat această firmă? Da, această firmă a câștigat. Păi unde s-a anunțat? În presă. În presă unde? Că noi nu am văzut un astfel de anunț pentru licitație. Am fi fost și noi interesați să participăm la această licitație. În presa locală. Nu știu să vă spun exact în ce presă. Paznicii firmei care va pune stăpânire pe piață pot fi văzuți lângă mai multe obiective deținute de primăria sectorului 6, cum ar fi cele două corturi improvizate pe bulevardul Timișoara. De cât timp e închisă piața? A, e de un an. De un an? Păi și de ce o mai păzești? Mai bine, mai bine de pepe, mai... persoana, două.